Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 9-15 mai 2021. Etalare pentru Zodia Berbec, ascendent lună în Zodia Berbec. A căzut un mesaj suplimentar și avem mare preoteasă. Anumite secrete vor fi dezvăluite în această săptămână. Veți afla multe lucruri interesante. Poate fi vorba și de o relație ascunsă în unele situații, poate fi vorba și despre o intuiție foarte puternică, poate unii dintre dumneavoastră apelați la o persoană să vă ajute, să vă îndrume, să vă aflați oarecum anumite evenimente care vor urma în viața dumneavoastră. Puteți avea de face și cu semnul zodiacal Fecioară, unii dintre dumneavoastră. Vorbim de emoții intense, profunde. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În primul rând vom vedea energia principală, evenimentele importante ale săptămânii și avem un rege de cupe. Veți pune foarte mult accent pe partea emoțională, pe compasiune, veți fi foarte miloși, poate foarte înțelegători cu anumiți oameni din jurul dumneavoastră. Într-adevăr, puteți avea de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Vorbim de o dragoste foarte mare, dragostea de a face ceva, dragostea de a vă înțelege mai bine cu cineva. Și avem și împărăteasa. Veți evolua foarte mult începând cu acest interval. Aveți parte de prosperitate, aveți parte de o dragoste frumoasă sau ceea ce... În ceea ce vă implicați dumneavoastră în săptămâna aceasta, o să vă aducă beneficii pe termen lung, abundență, pur și simplu vă veți afla într-o creștere. Poate fi vorba de o prietenie, cunoașteți pe cineva în săptămâna aceasta și cu acea persoană pe viitor lucrurile pot evolua, să faceți un cuplu, să vă logodiți la un moment dat, să vă întemeiați o familie, să vă mutați împreună. Dacă aveți un proiect, faptul că puneți sufletul, puneți inima în acel lucru, în acel proiect, o să vă aducă foarte multă prosperitate și abundență. Mai puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Taur. Sunt situații care... vin în destinul dumneavoastră, da, o legătură foarte puternică, poate fi o legătură de dragoste, poate fi un parteneriat, poate fi o colaborare, o înțelegere cu cineva din jurul dumneavoastră. Într-adevăr, se cere mult sacrificiu ca să aveți această realizare. Veți da mult de la dumneavoastră, poate fi o lecție foarte importantă pe care unii o veți... sau veți trece prin această lecție, da? O lecție care vă va întări în primul rând, care o să vă facă mult mai puternici, mult mai... să vă doriți mai mult, dar mergeți pe calea aceasta bună. Haideți să vedem cu cine sau ce situație aduce acest parteneriat, această legătură, această armonie în anumite relații. Cineva vă consolează, vă este alături, o persoană care a trecut prin foarte multe greutăți și această persoană vă îndrumă exact acolo unde trebuie, vă încurajează, vă susține, vă ajută dacă este cazul. Ce trebuie să sacrificați sau pe cine? Aici e vorba de studiu, probabil trebuie să învățați să evoluați și să puneți mai multă dragoste în tot ceea ce faceți sau poate pentru o anumită persoană și realizarea vă aduce o dorință îndeplinită, vă bucură, vă distrați, dar aveți și multe momente de melancolie, de nostalgie, pentru că ați trecut prin foarte multe sau veți trece prin foarte multe până ajungeți în punctul acesta. Din punct de vedere profesional avem judecata.
O rezolvare, în primul și în primul rând, un răspuns pe care l-așteptați de foarte mult timp. Ați avut foarte multe ghinioane la locul de muncă. V-a mers foarte rău. Ați avut foarte multe regrete, că ați fi putut face altceva, că ați fi putut gestiona o situație într-un mod diferit. V-au trecut foarte multe lucruri prin minte. Ați și regretat. Poate ați avut de-a face cu persoane sau aveți de-a face cu persoane care se victimizează foarte mult. Aici cineva își va cere iertare la locul de muncă, v-a greșit ceva. Puteți avea de-a face cu semne de apă, scorpion, pești, dar o persoană care are foarte mult, cum să vă spun, are foarte multă experiență în domeniul respectiv. Văd că va fi și o săptămână a alegerilor. Vreți să vă ancorați undeva, vreți să vă stabiliți undeva la un loc de muncă sau să ajungeți într-un echilibru din punct de vedere profesional. Da, veți avea parte, o să vă implicați emoțional și în situații legate de locul de muncă. Ce vă spuneam de mesajul suplimentar, că veți afla anumite secrete, văd că aveți și dușmani sau persoane care nu au cele mai pozitive sau cele mai frumoase intenții față de dumneavoastră. Într-adevăr, vin cu lingușeală, se dau bine, încearcă să vă intre pe sub piele pentru a afla anumite informații pe care mai apoi să le folosească împotriva dumneavoastră. Deci mare atenție cui vă confesați. Mai ales unei femei, pentru că predomină această femeie. Din punct de vedere financiar, avem eremitul. După cum puteți observa, avem arcane majore. Deci vor fi evenimente destul de importante în săptămâna aceasta pentru dumneavoastră. Aici trebuie să gestionați foarte bine o situație financiară, o sumă de bani. Vă gândiți, puneți deoparte, ajutați pe cineva cu o sumă de bani. Nu vă descurcați rău, văd că aveți de-a face și cu semnul zodiacal fecioară, poate o fecioară trebuie să vă înapoieze o sumă de bani sau un taur. Dacă este așa, veți primi bani în luna aceasta, până la sfârșitul lunii veți primi bănuții respectivi. Dar vedeți, aveți și o greutate, ați avut foarte multe cheltuieli, ați rămas fără o sursă de venit. Trebuie să acoperiți dumneavoastră foarte multe cheltuieli, nu știu, multe situații. V-ați simțit înfrânți, ați simțit sau vă veți simți că ați ajuns la fundul sacului. Poate e perioada dinaintea salariului și nu vă mai descurcați. Ei, săptămâna aceasta veți primi vești în legătură cu banii pe care trebuie să-i primiți. Poate fi fluturașul de salariu sau poate fi un ajutor pentru că aveți noroc la bani. Tot ce a fost mai negativ va trece sau, da, o să treacă, nu a trecut încă, va trece de acum. Într-adevăr, văd că unii dintre dumneavoastră veți face un serviciu, veți ajuta pe cineva pentru a obține o sumă de bani sau, pur și simplu, dacă nu locuiți singuri și sunteți cu partenerul, cu partenera de viață sau cu o rudă sau cu un prieten în același, sub același acoperiș, să știți că această persoană va susține cheltuielile, facturile, chiria sau ce aveți de făcut, ce aveți de plătit, o să vă ajute oarecum, dar ieșiți din impasul financiar. Din punct de vedere relațional, avem un 3 de spade, foarte multă durere, aici vorbim și de o trădare. Sau pur și simplu ajungeți la o limită, nu mai vreți să faceți compromisuri, nu vreți să vă mai bateți joc de sufletul dumneavoastră, de inima dumneavoastră, nu vreți să mai acceptați anumite situații din partea unei persoane iubite sau a unui prieten sau a unui coleg de muncă, a unei colege de muncă. Cu siguranță aici mai predomină o energie. Fie sunt persoane din exterior care intervin foarte mult în viața dumneavoastră, fie vorbim de o relație de trio și aici nu mai vreți doar promisiuni, vreți mai mult de atât, posibil să aveți de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Foarte multe discuții, mai ales pe rețelele de socializare, chiar și cu rudele, cu un cuplu, cu mai multe cupluri, văd că discutați, pentru că ajungeți într-un punct în care nu mai suportați, gata, din punctul acesta nu mai vreți nimic. Văd foarte multă rivalitate în dragoste, probleme, competiție,
și răutate în relațiile pe care le aveți. Cine sau ce provoacă lucrurile acestea? Pot fi din cauza banilor, cineva dorește mult mai multă libertate, cineva dorește mult mai multă siguranță financiară sau o persoană care să aibă mai mulți bani, dar dumneavoastră sperați să întâlniți sau acea persoană să vadă și sufletul, nu doar lucrurile materiale, sau să pună accent și pe ceea ce simțiți dumneavoastră, nu doar pe ce își dorește el sau ea. Din punct de vedere al sănătății, avem împăratul. Probabil unii dintre dumneavoastră fie lucrați în domeniul medical, fie cunoașteți pe cineva, aveți o cunoștință foarte apropiată, care este un cadru medical, sau pur și simplu apelați la cineva, pentru că aici apare foarte multă agitație. Poate fi un psiholog, poate fi un terapeut, poate fi un bun sfătuitor, poate fi o persoană care dă cărți sau vă poate ajuta, vă poate îndruma în vreun fel, pentru că simțiți că nu mai aveți nicio soluție. Întâlniți obstacol după obstacol, aici pot fi și mici accidentări, îmbrânceli, poate unii dintre dumneavoastră aveți o relație cu o persoană mai activă, o persoană mai impulsivă, dar din câte pot observa dumneavoastră sunteți cei care sunteți predispuși oarecum la accidente minore în săptămâna aceasta, deci trebuie să fiți cu băgare de seamă pentru că este o săptămână instabilă din punct de vedere al sănătății. Răspunsuri veți găsi, soluții veți găsi, primiți vești de la rude îndepărtate sau de la rude sau de la prieteni că totul este mult mai bine. Asta în cazul în care ați avut pe cineva cu o problemă de sănătate, văd un tratament care dă rod, e vorba de o vindecare mai lentă, dar este de bun augur. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!